Începem cu o informație de ultimă oră. O familie din Chitila a fost atacată cu pietre după ce a chemat poliția. Scandalul a pornit de la doi copii care se șicanau. După ce o fată l-a lovit cu mingea în cap pe un băiețel, familiile copiilor s-au luat la ceartă, iar părinții băiatului au fost atacați cu pietre. Una dintre pietre l-a nimerit pe copil, iar părinții săi au chemat ambulanța. Aici iarăși aruncă cu piatră. Aici ies eu, bănuiesc, nu? Așa. Și aici iar dă cu piatră. Ia uite, ia uite cum dă cu pietrele. Ia uite, ia uite și unul și altul. Și uite cum vine ea de acolo. Meniți de față cu toată lumea. Așa. Eu, femeie, așa, te bat, te pe tine. Tu pe mine. Da, eu pe tine. Stai liniștită. Atâta îți spun. Stai liniștită. Ești din rezidență. Stai liniștită. Deci ești te asigur eu. Fă-mi un pas de aici. Te asigur eu. Fă-mi un pas de aici. Eu te asigur. Lasă-mă că nu mă cumpăr la nivelul tău. La nivelul meu? Da, nu. Da, ați văzut aceste imagini șocante. Georgiana Murgila are toate informațiile despre acest incident. Bună ziua, Georgiana! Ce s-a întâmplat, de fapt, între părinți? Bun găsit, totul a pornit, Marilena, așa cum spuneai și tu, de la o ceartă între copii, respectiv fetița ar fi lovit cu mingea băiețelul și apoi familiile celor doi s-au luat la ceartă după ce părinții băiatului au fost cei care au cerut explicații părinților fetei. A izbucnit acolo un întreg scandal care s-a lăsat cu aruncat de pietre, înjurături și amenințări, astfel încât părinții băiatului au fost cei care au chemat poliția la fața locului, însă lucrurile nu s-au planat nici după venirea poliției, pentru că au continuat în jurături și de asemenea aruncat cu pietre, în așa fel încât băiatul ar fi fost rănit după ce ar fi fost lovit cu o piatră care ar fi fost aruncată de către părinții acelei fetițe. Ei bine, și protecția copilului a fost sesizată de către una dintre părți, pentru că nu vorbim despre niște părinți care nu cunosc legea. Părinții acestui băiat, iată, sunt cunoscători de lege, având în vedere că mama este avocat. Iar de partea cealaltă, familia fetei deține o afacere în zonă, respectiv mai multe saloane de înfrumusețare și frizerii. Ei bine, iată că s-a ajuns la poliție, la dosare penale, pentru că s-a și deschis un dosar penal în cauză și se fac cercetări la această oră. Așteptăm exact să vedem ce spun cei de la Ilfov cu privire la acest conflict, cum se va aplana și de asemenea a intrat pe fir și protecția copilului, având în vedere că nu ar fi primul conflict de acest gen. Practic, din cearta copiilor s-a ajuns la un conflict pe mai multe episoade între părinți.